Alexandra, am vești pentru tine de pe insula cealaltă. Le aștept. Ești nerăbdătoare sau le aștepți cu emoții? Cum le aștepți? Curiozitate. Curiozitate. Am să-ți satisfac această curiozitate, dar aș vrea să te întreb mai întâi de toate, care dintre următoarele vești ar fi mai proastă? Faptul că Aurel are o relație cu Maria sau faptul că Maria este un fel de amantă a lui Aurel? Ușor, te-ai învățat. Faptul că Aurel l-ar considera un fel de amantă. Asta ți se pare mai grav? Da. Pentru că vreau să-și asume ceea ce face. Adică să fie conștient că nu simte nimic pentru mine din moment ce face alte lucruri cu alte femei. Dacă, de exemplu, Aurel s-a comportat ca un bărbat cu adevărat îndrăgostit, cum ți s-ar părea? Nu știu, oricum eu m-am resemnat cu gândul că ne vom despărți, că nu s-a schimbat. Nu mă mai gândesc la împăcare sau... Vreau doar să am o discuție cu el, atât. Lucrurile, Alexandra, stau în felul următor. Aurel este o persoană extrem de suspicioasă și o persoană extrem de atentă la absolut orice detaliu. Așa este. Maria, în schimb, a luat o hotărâre. S-a folosit de toate armele pe care le deține pentru a oficializa această relație. Flirturi, atingeri, declarații de dragoste, nu știu, absolut orice face un om îndrăgostit în compania persoanei iubite. Gata, băi, cu dansul, băi. Melodii de somn. De somn, de așa. Ia dă-te o țigare, că o să o trecăm. În filmulețul pe care l-am pregătit pentru tine, vei vedea acest rezultat al puterii ei de seducție. Te rog, Alexandra. Mersi. Fiecare zi cu tine, fac cu tine, după, refac așa, e prins. Așa, nu mă refac.
Ești tu așa cum ești.
Zi-mi dacă mă recunoști. Am auzit. Ești tu Maria? Eu. Sinto que te conosco e sinto que me recuerdas de você Cristin. Mulțumesc și eu. Acesta a fost materialul pentru tine din seara asta. Îmi pare rău așa. De? De el sau de voi? De noi. De voi. Ce-a mai rămas din voi? Nimic. Pare foarte îndrăgostit și pare că suferă pentru că nu poate să se apropie cum ar vrea el de ea din cauza camerelor. Am văzut că tot întreabă, ești tu ispița sau ești Maria? Probabil e frică să nu plece de aici, ceea ce vă ziceam și eu, că zicea că ei sunt doar ispite și atât. Și fetele și băieții. Adică era conștient că pe viitor nu o să fie nimic mai mult. Și el vrea să-și asigure cumva partea asta.